Terapia cu oxigen, oxigenoterapia, nu este o practică medicală recentă, nici o descoperire senzațională, cum ar putea părea, având în vedere interesul crescut manifestat în ultima perioadă, mai ales din partea pacienților care au auzit despre o asemenea procedură. Preocuparea oamenilor de știință față de ozon, trioxigenul, o moleculă formată din 3 atomi de oxigen, O3, utilizat ca metodă de tratament, a existat încă de la începutul secolului al XIX-lea, când se presupunea că poate purifica sângele. În timpul primului război mondial, medicii îl foloseau pentru vindecarea rănilor și ca antidot în cazul intoxicațiilor cu gaz. În anii 1920, terapia cu ozon și peroxid de hidrogen începe să fie folosită experimental pentru tratamentul gripei. Printre primele studii în legătură cu terapia cu oxigen se numără cel din anul 1888, aparținând medicului de origine americană E.N. Love, publicat în Journal of the American Medical Association. Medicul descrie cazul unui pacient cu difterie, care era tratat cu succes pentru eliminarea puroiului nazal cu ajutorul peroxidului de hidrogen și recomandă folosirea acestei substanțe și pentru tratarea cancerelor uterine. Spre deosebire de majoritatea articolelor științifice de astăzi, în acea perioadă nu erau incluse în articol și date referitoare la durata de viață a pacienților aflați sub tratament, dacă existau efecte adverse în urma administrării sau dacă utilizarea de peroxid de hidrogen ducea la micșorarea sau chiar la dispariția tumorii. În anul 1919, medicul William F. Koch descoperă glioxilidul, un compus al oxigenului care putea fi injectat la nivelul musculaturii în scopul distrugerii celulelor canceroase. Ulterior, cercetătorii nu au reușit să confirme existența acestui compus, iar studiile teoretice ale inginerilor chimiști au demonstrat că substanța respectivă nu poate exista. În deceniile următoare, observarea și analiza celulelor canceroase atestă dezvoltarea lor, în particular în medii private de O2, dar chiar dacă se suplimentează concentrația de oxigen, celulele nu revin la normal. Dimpotrivă, acest fapt ar putea duce la o afectare a celulelor canceroase, în aceeași măsură ca și în cazul celulelor perfect sănătoase. Otto Warburg, biolog laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1931, a făcut nenumărate cercetări referitoare la procesul de oxidare din celulele vii și a postulat ideea conform căreia celulele canceroase se dezvoltă într-un mediu sărac în oxigen și că un surplus de oxigen ar trebui să conducă la încetinirea sau chiar la eliminarea bolii. Ce presupune terapia cu oxigen? Terapia cu oxigen constă în introducerea în interiorul organismului a anumitor substanțe care, în mod normal, ar trebui să contribuie la formarea acestui element. Așadar, introducerea moleculei de oxigen în organism, în surplus, este considerată benefică de către unii cercetători, teorie neconfirmată încă, deoarece ar duce la distrugerea celulelor neoplazice și, implicit, la stimularea producerii de antioxidanți, care fortifică sistemul imun în cazul unor afecțiuni ca neoplasmele, astmul, emfizemul, artrita, bolile cardiovasculare, scleroza multiplă și chiar boala Alzheimer. Printre cei mai folosiți compuși în cazul acestei terapii se numără peroxidul de hidrogen și ozonul, forma chimică activă a moleculei de oxigen. Acest tip de tratament este diferit de cel care presupune folosirea moleculei pentru creșterea cantității de oxigen din aerul inhalat și este diferită și de terapia hiperbarică, cea care presupune folosirea gazului sub presiune. În cadrul oxigenoterapiei, ozonul poate fi amestecat cu aer sau cu diferite lichide pentru ca mai apoi să fie introdus în organism sub forma unor injecții subcutanate sau musculare sau sub presiune la nivelul rectului. În medicina convențională, în cazul primului ajutor, peste rănile deschise se aplică o soluție diluată de peroxid de hidrogen pentru a grăbi vindecarea. În oxigenoterapie, peroxidul de hidrogen este administrat pe cale orală sau pe cale venoasă, prin injectare, iar frecvența tratamentelor diferă de la câteva pe zi de-a lungul mai multor săptămâni și până la un tratament pe săptămână, pe parcursul mai multor luni de zile.
Să vorbim în continuare despre câteva cercetări actuale despre oxigenoterapie. Până în prezent există puține dovezi științifice care să susțină aplicarea acestei terapii. Studiile sunt încă în desfășurare, motiv pentru care aplicarea ei este într-o oarecare măsură periculoasă. Dubiile vin din faptul că este dificil să țintești o anumită cantitate de oxigen chiar în zona de mijloc a tumorii, acolo unde vascularizarea este foarte redusă. Există însă unele diferențe în ceea ce privește modalitatea de folosire a O2 de către celulele neoplazice și de aici noi posibilități de tratament. Câțiva cercetători au studiat efectul peroxidului de hidrogen ca tratament adițional terapiei cu radiații, însă în acest moment nu există dovezi clare într-o anumită direcție. Unii dintre pacienți au suferit modificări în ceea ce privește numărul de celule neoplazice, în timp ce în cazul altor pacienți nu au apărut modificări. Conform unui articol publicat în A Cancer Journal of Clinicians, există câteva încercări de tratare a pacienților prin injectarea peroxidului de hidrogen direct în tumoră pentru a se elibera oxigen, dar rezultatele nu au fost edificatoare. Chiar dacă unele studii de laborator pe iepuri au dovedit dispariția tumorilor în urma injectării în cavitatea abdominală a peroxidului de hidrogen, relevanța lor în tratarea neoplasmelor umane este una încă nedovedită. Să vorbim în continuare și despre complicații ale terapiei cu oxigen. Literatura medicală de specialitate atestă existența unui număr relativ mare de pacienți care au decedat în urma administrării directe a substanțelor care duc la eliberarea de oxigen în organismul uman. Injecțiile cu peroxid de hidrogen sunt deosebit de periculoase, pentru că duc la formarea în sânge a unor bule de oxigen care blochează curgerea normală a sângelui, provocând gangrenă și ulterior decesul. Distrugerea celulelor normale după administrarea acestei substanțe este un fenomen des întâlnit, în special în urma injectării. Unele persoane pot avea reacții adverse foarte puternice la aceste substanțe, iar o concentrație mult prea mare de O2 în organism duce la afectarea materialului genetic și la o creștere anormală. Studiile clinice confirmă și afectarea hepatică în urma injectării de ozon, manifestată prin apariția hepatitei. Femeile care sunt gravide sau care alăptează nu trebuie sub nicio formă să folosească terapia cu oxigen din cauza efectelor adverse neașteptate care pot să apară la nivelul fătului.